Poate beneficia de ceea ce se întâmplă în momentele următoare. Avem cuvântul Evangheliei, cartea aceasta sfântă, care ne învață niște lucruri foarte frumoase, și aș vrea să vă spun că tot ce facem aici este sub ocrotirea acestei învățături din cartea sfântă. Ori rugăciunile acestea, întrunirile acestea au două mari scopuri: ca oamenii să cunoască pe Iisus și cuvântul lui Dumnezeu, și ca cei care sunt bolnavi, cei care au probleme, să beneficieze de harul și de îndurarea lui Dumnezeu. Amin? Aș vrea să ascultați în seara aceasta o scurtă mărturisire, nu știu dacă mai este aici între noi, un om, o scurtă mărturisire. Dacă cumva Adi Mercea este aici și de acolo să pornim rugăciunea pentru probleme. Să spunea aici, copiii noștri, frații noștri, soțiile, soții, rudenile, sunt pe undeva în disperare, am pierdut autoritatea lor. A plecat fratele Adi Mercea. Îmi pare rău că a plecat. Dacă a plecat fratele Adi, am să vorbesc despre fratele Ilie, scurt. Încă o dată vă rog foarte frumos, copiii, dragi părinți, luați copiii, slujesc în Africa de 4 ani. Avem acolo o singură, mai multe biserici, dar într-o biserică sunt 1000 de copii orfani. 1000 de copii orfani. Niciodată n-or auzit glasul mamei și a tatălui: du-te la biserică. I-am găsit așa pe niște munți ca aici la Șiria, fără casă, fără masă, fără acoperiș deasupra capului, dezbrăcați, goi, flămânzi. Dar ei au găsit pe Iisus Hristos. Și pare rău că nu pot să vă prezint puțin câteva aspecte din Africa. Aveți grijă de copiii voștri. Amin? Frații mei scumpi, scurt, nu vreau să predic în seara aceasta. Am predicat azi de la ora 9 până la ora 3. Nu vreau să mai predic. Dar aș vrea ca Duhul Domnului să vă cuprindă pe toți. Astăzi la Anin au fost 8 botezuri cu Duhul Sfânt. La o întrunire așa ca dumneavoastră. 8 botezuri cu Duhul Sfânt, frații aminteau aici. În zadar predicăm dacă nu-i puterea Duhului Sfânt. 8 botezuri cu Duhul Sfânt și câteva zeci de persoane vindecate. Vă uitați, ce se poate așa ceva? Am văzut persoane astăzi sculându-se din cărucior. Am văzut sculându-se din cărucior. Știți de ce? Pentru că noi suntem copii al lui Dumnezeu. Noi nu ne-am pierdut identitatea. Duhul Sfânt a plecat din biserică și nici nu pleacă până la venirea Domnului. Este aici. Trebuie să fim conștienți. Ilie, un om de rând ca tine, un om nu cu școală, nu cu teologie ca apostolul Pavel la picioarele lui Gamaliel, un om simplu, Ilie Tișbitu. Și într-o zi Dumnezeu stă de vorbă cu el: Ilie, du-te, spune lui Ahab, 3 ani și jumătate nu va ploua în țară. Care de aici ar putea să meargă să stea de vorbă cu Băsescu? Îi spune: domnul Băsescu, din pricina guvernului, 3 ani și jumătate nu va mai ploua în țară. Care ar putea să meargă să spună la Ponta: domnul Ponta, din pricina minciunilor care le fac, țara română e pedepsită. Este vreunul? Greu. Ilie Tișbitul, un om simplu, s-a dus și a spus: împărate Ahab,
Și vreau să vă duc la cunoștință, să vă reamintiți, Ahab a fost cel mai rău împărat din Israel. Și Ilie, un om simplu, s-a dus la el. Și a spus, pe cuvântul Domnului nu va ploua. Și a plecat. Și Duhul Domnului îi spune, Ilie, du-te la pârâul Chirit, du-te acolo, în localitatea Izabelei, auziți? Unde trimite Domnul pe Ilie, tocmai unde stătea Izabela, nimeni nu s-a gândit că Dumnezeu ascunde pe Ilie în localitatea lui Izabela, soția lui Ahab. Du-te la pârâul Chirit. Și acolo la pârâul Chirit te vor răni corbi. Auziți bine? Sau de spate? Corbii te vor răni! Doamne, acolo la noi, în Africa, corbii au gulerand. Știți ce mănâncă corbii? Scormonesc mizeria. Lăzile acestea cu gunoi. Și au zis pe cine trimite Dumnezeu la Ilie. Nu putea Ilie să zică, Doamne, dar chiar corbii? Chiar corbii să mă rănească pe mine? Ilie n-a comentat, fiindcă știa că cuvântul lui Dumnezeu este cuvânt. Amin? Amin? Voi fi foarte scurt. Ilie acceptă. M-am gândit de multe ori, de ce nu m-a trimis Dumnezeu în America? Sau de ce nu m-a trimis Dumnezeu ca pe voi în Franța? Am fost la voi în Franța, am fost în Belgia și am văzut că frigiderele sunt pline și mesele sunt pline de bucate. M-a trimis Dumnezeu acolo la africani să mânc carne de șobolan, șerpi și alte lucruri care voi nici nu puteți să vi le închipuiți. Pentru că acolo nu este bogăția care este aici. Dar Dumnezeu se îndură de ei. Vreau să trag un semnal, am plâns în sufletul meu când fratele Oniță insista la această chemare și am zis, Doamne, Doamne, chiar așa să fie oamenii? Frații mei scumpi, în urmă cu 4 ani de zile, în tot Burundi, în țara aceea de 12 milioane, erau 250 de persoane întoarse la Domnul. Știți câte sunt astăzi? Peste 500 de mii! Nu-L interesează pe Dumnezeu dacă nu te întorci tu la Domnul! Am plâns în inima mea, frate Ioniță, și am zis, Doamne, cum poate să refuza așa împărăția lui Dumnezeu? Peste 500 de mii în 4 ani! Că tu vrei să te întorci sau nu vrei, nu-i problema lui Dumnezeu, e problema ta. Domnul a folosit această trâmbiță să te cheme la mântuire. Decizia este a ta. Ilie s-a hrănit, dar dintr-o dată se termine apa. Ilie, scoală-te și du-te acum la Sarepta. Acolo este o văduvă, auziți? Este o văduvă. Du-te să-ți bea de mâncare și Ilie ascultă. E bine să fim ascultători de Dumnezeu. Amin? S-a dus Ilie. Când a ajuns la femeia aceasta, bună ziua, bună ziua, dă-mi, te rog, o turtă ca să mănânc. Dar prima dată cere, du-te, du-mi un pahar cu apă. Și în timp ce merge după apă, o strigă, hei, tu, dă-mi și o turtă ca să mănânc. Și femeia se întoarce spre Ilie, vă rog să fiți foarte atenți. Domnul meu, viu este Dumnezeul tău. Auziți? Femeia aceasta nu cunoștea pe Dumnezeul lui Ilie. Era ca tine, nebotezat în apă. Nu făcea parte din poporul lui Israel. Nu era sub lege. Era o femeie din Sareta. Și spune, Domnul Dumnezeul tău este viu. Că nu mai am decât puțină făină și puțin ulei. Și apoi mănânc eu și copilul meu și mor. O, Doamne, privește spre frigiderile noastre. Noi nu putem să spunem că această femeie, că sunt pline. Binecuvintează, Doamne, frigiderile să putem să dăm și la alții. Amin? Scurt! Ilie spune, ascultă, femeie! Du-te prima dată și fă ce ți-am spus, pregătește-mi de mâncare mie.
fraților din Siria, din Covăsânt și de unde sunteți, ați auzit ce a spus Ilie? Ați auzit? Pregătește prima dată pentru Domnul! Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Așa spune cuvântul. Știți că este trist că noi întâi căutăm lucrurile noastre. Este trist, frații mei. Aici s-au cheltuit niște bani și mă rog pentru oamenii aceștia care s-au pus la dispoziția Domnului, Domnul să-i binecuvinteze. Amin? Du-te și fă. Viu este Domnul că n-am nimic. Femeie, fă ce ți-am spus. Și femeia aceasta a fost ascultătoare, s-a dus, a pregătit turta, apoi făina și uleiul nu s-au terminat. Și Ilie pleacă. Și la un moment dat, după ce a mâncat soția cu copiii, cu copilul, copilul moare. Auziți? Fiți atenți ce spune femeia aceasta. Om al lui Dumnezeu, ai venit în casa mea să spui Dumnezeului tău toate nelegiuirile mele? Să spui Dumnezeului tău toate păcatele mele și Dumnezeu, Dumnezeul tău să mă pedepsească, să mă moară copilul? Auziți? Așa gândim și noi. L-a pedepsit Dumnezeu. Copilul este bolnav, soția este bolnav, l-a pedepsit Dumnezeu. Dar Ilie n-a făcut așa. Ilie a luat copilul în brațe, auziți? A luat copilul în brațe, s-a pus peste el. Doamne Dumnezeul lui Israel, coboară Duhul în acesta, Duhul de viață în acesta copil. Și Duhul de viață s-a coborât. Haleluia! Mai credeți în minuni? Mai credeți în vindecări? Prea puțin că nu le vedeți în biserici, unii se sperie. Eram la Letter King. Frații sunt aici, mamă, la Latră Câine, așa? Așa pe anumit să spune, Latră Câine. A venit acolo un bărbat la care medicii au spus niciodată nu o să poți să te apleci jos, niciodată nu poți să umbli, niciodată nu poți să mai miști mâna. Așa a venit în cărucior acolo. Și biserica din la frate Mircea, frate Mircea, ești aici? Ești frate Mircea? Afară, frate Mircea, fă un semn cu mâna! Frații din biserică de la frate Mircea au început să se roage. Era binecuvântat, era cina Domnului și în final era rugăciune pentru bolnav. Când s-a terminat toate, să-ți face rugăciune pentru bolnav. Și omul acela, unul dintre fratele lui, a venit și a spus, Domnule, nu faci rugăciune până nu vii cu mine. Era un om foarte periculos, foarte periculos. Ne-am dus în birou și a început să-și mărturisească păcatele, m-am băgat degetele în urechi ca să nu aud. Și am mărturisit păcatele, am spus, merge la rugăciune. Nu, nu, vine și fratele meu. Și a venit și fratele și a venit și cumnații. Ne-am dus înăuntru și biserica se ruga. Vă spun sincer că am văzut frații mei de la Siria rugându-se acolo la Letter Kane. Când au început să se roage, m-am apropiat de omul acesta și am spus, scoală-te și umblă. Și a spus, nu pot, ceea ce vă vorbesc, este cineva care a fost de față acolo la Letter Kane? Este cineva? Cred că frate Mircea, uitați acolo în spate, arată cu mâna, acolo este ceea ce vorbesc, vorbesc ce e realitatea care s-a întâmplat. A spus, scoală-te și umblă. Și a spus, nu pot. Și a încercat să se scoale și a căzut din nou. A spus, încă o dată, Iisus te vindecă, scoală-te și umblă. Și a spus, nu pot. Și când a încercat a treia oară, s-a sculat în picioare, l-am ținut de mână, m-am dus cu el până la ușa bisericii și a venit înapoi. Singur s-a dus, a doua oară s-a dus singur. Sunt vorbe, realități care le-am trăit. Nu vă vorbesc din basme de acum 20 de ani. Anul acesta, cred că s-a întâmplat, sau nici nu știu bine, în toamnă, cred că nu mai mă amintesc. Frații mei scump, a început să umble. M-am dus la el și a spus, să pleacă-te în jos. Nu pot, au spus medicii că niciodată nu o să mă pot să mă plec în jos. Aveam locuite 5 vertebre, auziți bine? 5 vertebre la coloană erau înlocuite și a spus, medicii mi-au spus că niciodată nu o să pot să mă plec jos. Și a spus, da, Iisus, te-a vindecat. Și l-a încercat încet, încet, până s-a plecat până jos, a doua, a treia oară. Domnul l-a vindecat.
mâna dreaptă toată era tăiată. Și a spus Iisus, îți vindecă și mâna. Și în timp ce îl ținea de mână, am simțit cum se încălzește mâna lui și încet, încet a ridicat mâna sus. S-a terminat rugăciunea, a venit soția lui care avea timpanul crepat și a spus, și eu vreau să fiu vindecată. Biserica ardea. Era în foc, biserica se ruga, biserica din Letterkenny. A vindecat Domnul și soția. Noi am rămas la o părtășie, acolo, a întrebat înainte de a pleca din adunare, ce să fac cu căruciorul, ce să fac cu cârjele? Fă ce vrei cu ele. De acum poți să mergi singur. Și a plecat singur acasă. Nici nu terminaseră bine programul, ei au plecat toți. Și la câteva minute, după ce noi am încheiat programul, vin 14 persoane, intră în biserică. Eram cu frate Mircea la masă, când a văzut frate Mircea a îngălbenit. Și a spus, a ieșit scandal. Acum e scandal. Erau trup, oamenii aceștia erau din grupa IRA. Și a spus, acum ieșe scandal. Și a spus, frate Mircea, Domnul în control. A venit acolo și au intrat, s-au dus până în fața mea și al frate Mircea și a întrebat, care e vindecătorul? Și eu aveam câteva emoții și am spus, vindecătorul este Iisus, vrem să-L vedem. Dar El nu este aici, El este în ceruri. Vrem să vorbim cu El, nu poți! Și a spus, ok, dacă vreți ca să vorbiți, mergem în birou. Era fratele Dinescu, care poate mâine seară o fi aici cu voi. Fratele Dinescu a spus, frate Cornel, dăm sticluța cu un de lemn mie, vreau să văd și eu ce se întâmplă. Și am dat sticluța cu un de lemn și am intrat în birou și mă întreabă, ăsta cine-i? Zic, ăsta poartă sticluța cu un de lemn. Și a venit înăuntru să vadă ce se întâmplă. Și oamenii aceștia au început mărturisirile. Știți ce a făcut omul acesta? S-a dus și a spus la toate rudenile și la toți prietenii lui, Iisus m-a vindecat, uitați-vă la mine că umblu singur! Trăiască Domnul! Trăiască Domnul! Acesta este Iisus, care este în biserica Lui! Aleluia, megobetnado shamaniat! Și în seara aceasta este aici pentru tine. Doamne, dă credință fraților mei. Iisus Hristos nu este un Iisus de pe hârtie. Nu este Iisus dintr-o icoană. Iisus Hristos stă la dreapta Tatălui și mijlocește. Rănile Lui ne vindecă de orice bolă. Aleluia! Iisus Hristos este aici. Spuneau și frații și confirm și eu. Vreau să mai spun o simplă întâmplare. Ceea ce am văzut printre altele, în ultima vreme, în anul acesta, am văzut cel puțin 4 persoane care s-au ridicat. Un bolnav de 8 ani de zile, care își pierduse vederea datorită diabetului, care nu putea să umble, la anina a început să umble. Sunt realități în Africa, un copil la 12 ani s-a născut surdomut. Domnul a vindecat și îmi spune Duhul Sfânt, spune să mulțumească Domnul. Și spune la translator, al Juvenal, Juvenal spune copilului să mulțumească Domnului că Domnul l-a vindecat. Și Juvenal se uită direct la copil și spune, mulțumește Domnului că Domnul te-a vindecat. Și copilul se uită direct în gura lui, mulțumește Domnului că Domnul te-a vindecat. Și Juvenal, nu eu, tu să mulțumești. Și repetă, nu eu, tu. Și niște femei s-au speriat, care au fost acolo și a spus, copilul acesta s-a născut surdomut. S-a schimbat Iisus, s-a schimbat Duhul Sfânt, frații mei. Puteți să aflați mai multe dacă căutați în inima Africii pe internet. Să vedeți acolo cum lucrează Dumnezeu, un bărbat cu mâna ruptă. Rupta a căzut de la 4 metri de pe bolțari. În ziua în care s-a tras două focuri asupra mea, nu știu cât știți, în 10 decembrie 2010, vreau aici să întăresc lucrarea Duhului Sfânt. În 10 decembrie 2010 au venit 10 teroriști și au înconjurat biserica care o construim de 3.000 de locuri în Bujumbura. 3 au intrat înăuntru și în partea stângă m-au zis strigând Amahera, Amahera, ceea ce înseamnă banii, banii. Am crezut că este un joc. Și m-am dus înspre el și a spus, ieșiți afară. Și în momentul acela a tras primul foc înspre mine. A trecut aici. A trecut pistolul pe lângă urechea mea. Domnul m-a întunecat mintea să nu văd pericolul. M-am apropiat până la 2 metri față de el. Și a spus, omule, ce faci?
și în momentele acelea mâinile mele s-au ridicat în sus. Autoritatea Duhului Sfânt, autoritatea numele lui Iisus Hristos. Și am poruncit în numele lui Iisus, ieși afară. În momentele acelea când am ridicat mâinile sus, probabil și-a închipuit că vreau să lovesc. În momentele acelea a început să apese pe trăgaci. O dată, de două, de trei ori, repede a apăsat pistolul, n-a mai răspuns și a început să tremure și mâinile și picioarele. A intervenit Dumnezeu. De la 2 metri, azi eram în țărâna pământului. În casa mea era rugăciune. La soția au venit niște frați să se roage pentru frate Cornel în Africa. Și Duhul Sfânt a auzit, fraților, mai există prorocii. Mai există proroci. Duhul Sfânt a vorbit și a spus, diavolul a vrut să-ți distrugă familia, dar am trimis îngerii mei. Aleluia! La 6.000 de kilometri, Duhul Sfânt a fost prezent acolo și îngerii Dumnezeu și a închis cartușul. Dimineața am găsit cartușurile. Un Dumnezeu al minunilor. Cade un om a doua zi de la 4 metri și jupe mâna aici. M-am dus cu el la spital, la ONU, și medicul mi-a spus, este mâna ruptă, așa erau date oasele, mi-a arătat poza, erau date oasele una peste alta și a spus, era sâmbătă, luni veniți să facem operația. Și luni ne-am dus. Dar înainte ca să vină luni, după sâmbătă a venit duminică, spre marea fericire. Și omul acesta cu mâna ruptă s-a prezentat în fața bisericii și a spus, fraților, eu nu vreau să taie medicii, eu vreau să vindece Iisus. Haleluia! Ne-a rugat Domnul cu biserica și s-a făcut ungerea. Frații mei scumpi, luni când m-am dus la medic, l-a rugat, domnul doctor, faceți din nou filmul la mână. Și s-a făcut filmul la mână și a venit în față și a spus, domnul Ursu, dum omul cu mâna ruptă. A spus, domnul doctor, acesta e omul cu mâna ruptă. A spus, nu, nu are, ăsta nici nu a avut mâna ruptă niciodată. Și a spus, domnul doctor, acesta este omul cu mâna ruptă. Și a spus, domnule, mie spui, eu sunt medic. S-a dus înăuntru și mi-a dus un alt film. Și mi-a dat, uite, aici persoana aceasta a avut piciorul rupt. În locul unde s-au legat oasele, împrejurul fracturii, este o dungă albă. Uite-te la filmul acesta. Mâna aceasta n-are nicio dungă ca atare. Mâna aceasta n-a fost ruptă. Și a spus, domnul doctor, biserica din Bujumbura s-a rugat pentru omul acesta și Iisus l-a vindecat. Și medicii a spus, Dumnezeu nu s-a schimbat. El este aici. El este aici. Este pentru tine. Vreau să ne ridicăm în picioare. Aș putea să continui cu mii de exemple. Prodeștamaniat, chemenodofel, braut. Herodafal, mioș, mulțumim Duhule Sfânt că ești aici prezent. Aș vrea toți aceia care aveți probleme, indiferent că copiii tăi, soțul tău sau soția ta, mama sau tatăl tău are probleme, tu ești aici prezent. Tu ești aici prezent. Știți ce a spus femeia aceea lui Ilie? Ilie, Dumnezeul tău este un Dumnezeu adevărat. Ce spui tu despre Iisus în seara aceasta? Îndrăciții, dracii au spus despre Iisus, tu ești Sfântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a confirmat despre Iisus, tu ești Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Orbul Bartimeu a strigat, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Aleluia! Aleluia! Un lepros s-a prezentat înaintea lui Iisus, bandajat tot! Fiindcă leproșii n-au vreo voie să ia legătură cu comunitatea, erau toți tot bandajat. S-a dus la Iisus și a spus, învățătorule, dacă vrei pot să mă vindeci. Și Iisus a spus, vreau. Ai auzit bine? Iisus vrea să te vindece. Shemanaro de faliat. Megobetnado Shamania, este aici în partea mea un bărbat bolnav cu prostata, noaptea se scoală de mai multe ori și merge afară în seara aceasta, primești binecuvântare, cere de la Domnul. Duhul Sfânt îmi spune, haleluia, aici în partea aceasta este o femeie care are fibron.
e o boală femeiască, strigă către Domnul că în seara aceasta Domnul te vindecă. Primești vindecare și nu o să mai ai fibron. Aleluia! Aleluia! Văd mai multe boli de inimă pe care Domnul le vindecă în seara aceasta. Aș putea să vă chem aici, dar nu vreau să fac spectacol. Vreau ca relația ta cu Dumnezeu să se îmbunătățească. Aleluia! Aleluia! Ieri m-a sunat o doamnă de la Timișoara, în timp ce eram la program la Alfa Omega, o doamnă tânără care avea probleme de epilepsie și probleme psihice grele. Și ne-am rugat împreună cu fratele Tudor și am spus: Duhul Sfânt, este o femeie acum nepocăită care stă în picioare înaintea televizorului, bolnavă de epilepsie. Domnul Iisus o vindecă. Și femeia aceasta m-a sunat: eu sunt femeia care m-a vindecat Iisus, ce trebuie să fac? Și am spus: trebuie să te pocăiești, trebuie să te botezi. A rămas ca săptămâna viitoare să intrăm în legătură cu ea. Altă, tot la Alfa cu Omega, ne-am rugat pentru epilepsie și împreună cu fratele Tudor spunea Duhul Sfânt: este o tânără care este bolnavă de epilepsie. Dacă mama și tata lângă ea să pună mâinile, Domnul o vindecă. Am primit telefon și am și acum scris aici pe e-mail și pe mesaj, mi-a scris așa: după 40 de zile am așteptat, fiica noastră de 14 ani cădea de 2 ori pe săptămână, am așteptat 40 de zile și fiica noastră n-a mai căzut, fiica noastră este sănătoasă, spunea această familie. Dar știți ce m-a mirat? Domnul Cornel, a fost pentru prima dată când eu și soțul meu ne-am pus mâna peste fiica noastră. Aleluia! Bărbați, când v-ați pus ultima dată mâna pe capul copiilor voștri? Când v-ați pus, le cumpărați ciocolată, le cumpărați mașini, le cumpărați biciclete, le cumpărați tot ce vor? Așa cum spunea fratele Uniță, Domnul să te binecuvânteze, vorbea Duhul Sfânt prin gura ta. Le-am cumpărat și le-am oferit totul, dar nu le-am oferit Duhul Sfânt. Știți de la câți ani se primește botezul cu Duhul Sfânt în Burundi? În țara aceea unde avem peste 900 de mii de orfani. Știți, la vârsta de 8 ani, la 10 ani primesc botezul în apă. Dacă voi n-aveți grijă de copiii voștri, are Dumnezeu grijă ca copiii din Africa să vină la Iisus. Cântă românește, se auziți cântând: Iisus Hristos este mama și tatăl meu. Nu și-a văzut niciodată pe mama și pe tatăl. Cei mari poartă pe cei mici în spate. Ultima dată, acum când am venit din Burundi, am vizitat o zonă. 4 ani de zile n-a căzut un strop de ploaie. Oamenii și-au mâncat copiii. Am văzut copiii căzuți pe jos cu burta, 4 ani de zile. Au crepat bananierul și din măduva de la bananier își udau buzele. Ești binecuvântat de Domnul. Ești binecuvântat de Domnul. Dar nu uita, primul lucru pe care trebuie să-l faci, trebuie întâi să dai Domnului. Ne-am dat prea mult pentru noi. Avem prea luxoase mașini, avem case prea luxoase și am uitat de ce, frate? De ce am uitat? De sufletul nostru! Am uitat de noi! Că vine judecata, vine Iisus! Aleluia! Seara aceasta facem o rugăciune de mărturisire, iar după rugăciunea de mărturisire facem și rugăciunea pentru bolnavi, amin? Mărturisiți-vă unii altora păcatele, încât nu mai este timp, fiecare merge înaintea Domnului. Dar te rog să fii sincer. Să fii sincer. Poți să pleci acasă sănătos. Poți să pleci sănătos. Dacă erați azi dimineață cu mine, la Anina, pe Dealul Frumos, să vedeți câți au primit vindecarea și cum dădeau slavă și lăudau Domnului. Iisus este aici. Haideți să intrăm în rugăciunea aceasta de mărturisire. Toți ne rugăm. Dacă ai vreun copil bolnav, ia-l în brațe. Dacă soția ta este bolnavă, du-te lângă ea și pune mâna pe ea. Dacă soțul tău este bolnav, roagă-te pentru el. Dacă mama sau tatăl tău e bolnav, roagă-te pentru el. Roagă-te pentru el. Frate Marin este aici, cred că a plecat și el. A avut ocazie să vadă multe, multe lucrări și vindecări. Multe lucrări și vindecări, dacă căutați pe internet, la Onești 2, Onești 1,
o să vedeți un frate care lua 90 de pastile într-o zi, auziți bine? 90 de pastile, la clipeala ochiului, Domnul l-a vindecat. O femeie care fuma două pachete jumate de țăcări, sponderoză, gaură în inimă, Domnul a vindecat-o, este seara ta. Este seara ta acum. Haideți să intrăm în mărturisire și în rugăciune, amin? Ne rugăm cu toți Domnului. Ca rob și slujitor, Doamne, mijlocesc pentru frații mei care sunt prezenți aici și te rog în seara aceasta, fă o grațiere. Iartă păcatele, curățește mâinile, sfințește cugetul, sfințește mintea, trezește Duhul Sfânt în inimile lor. Duhul Sfânt intervine pentru sfințirea lor ca să poată rugăciunea lor să fie ascultată. Mă rog, Tată scump, în numele lui Iisus Hristos, iartă. Am citit în cuvântul Tău că Tu arunci păcatele noastre în marea uitării și nu-ți mai aduci aminte de ele. Seara aceasta scrie în cartea de aducere aminte, seara iertării, seara grațierii, aleluia me cobet, et nadio semena glaotfil, mâna ta gurmele cuielor, să-și teargă păcatele noastre. O, sângele Tău ne curățește, încăduie ca în seara aceasta valoarea sângelui Tău să fie peste orice suflet, să fie peste orice cap care este prezent aici să aducă iertare. Mă rog, Tată, ca slujitor al Tău, intervin pentru frații mei din Siria, intervin pentru surori, intervin pentru copii, intervin pentru cei cu boli psihice, pentru cei legați de duhuri necurate, intervin pentru cei care sunt sub blestem. În seara aceasta, iartă-le păcatele, nu-ți mai aduce aminte de ele. Suntem turma pășunii tale, suntem rodul suferințelor tale, iartă păcatele, mijlocesc, Tată scump, mijlocesc pentru ei și mă rog să ierți. Aleluia, șabraiet, megopetnato stemenia til, iertare, Duhul Sfânt, strigă iertare. Am citit în cuvântul Tău, Tată scump, că Duhul Sfânt mijlocește cu suspine negrăite, mijlocește Duhul Sfânt pentru oricare suflet și iartă în seara aceasta, iartă tata, iartă mama, iartă copiii, iartă frații, iartă surorile, iartă cântăreții, iartă slujitorii Tăi. Adu-ți aminte că suntem o mână de țărână, adu-ți aminte că am păcătuit, dar șterge în seara aceasta, ne mărturisim înaintea Ta și cu smerenie. Îți mulțumim, Haleluia, Duhule Sfânt, te simțim că ești aici. Te simțim că ești aici, Duhule Sfânt. Șabroi de stamaniat. Intrați, nu vă uitați. Iisus este prezent aici. Intrați în legătură cu Iisus. Aici, în seara aceasta, se vor face eliberări. În seara aceasta se vor face descătușări. În seara aceasta, Duhul Sfânt va mijloci. Este puterea absolută! Puterea absolută a lui Dumnezeu, puterea Duhului Sfânt, Shabirochemaniat, Ekana Diotvel, văd porumbelul plimbându-se, aleluia, văd porumbelul plimbându-se, Doamne, îți mulțumesc că ai ascultat rugăciunea bisericii și ești prezent aici, Duhule Sfânt. Intrați sub aripile porumbelului.
Dacă îți vine să vorbești în alte limbi, vorbește. Când vorbești în alte limbi, te zidești pe tine. Ai nevoie în seara aceasta să fii zidit. Ai nevoie în seara aceasta să fii iertat. Ai nevoie în seara aceasta să fii eliberat. Ai nevoie în seara aceasta să se coboare Duhul Sfânt peste tine. Shabrohot Shemaniatvil. Doamne, despretrește. Mai sunt suflete indiferente, neatinse cu Duhul Sfânt. Duhule Sfânt, mai bate la ușă. Descătușează orice duh de împotrivire. Îl mustru în numele lui Iisus. Pleacă din cort, pleacă din inimile oamenilor. Aleluia, proclamăm Duhul Sfânt și iertarea lui Dumnezeu. Aleluia, 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 aleluia. Deja a început Domnul să vindece. Aleluia. Domnul mi-a arătat două persoane bolnave cu rinichi în operația lui Iisus. Două persoane bolnave cu rinichi. Shemania Tiel, Helogemania Delt. Un bărbat bolnav de diabet, cornul cu un de lemn curnă peste el. Bucură-te, bărbatule, că simți acum căldura, simți atingerea. Aleluia, aleluia, Duhule Sfânt lucrează. Și praotel, samania til, recomenaiet, elamia deltos. Este aici, îndrept în fața mea, o femeie care are chist la piept, care are un odul la piept. Iisus Hristos este Domnul. În seara aceasta Iisus te vindecă. Shemenia Tfil. Este o femeie care venită din altă localitate, care e despărțită de bărbat. Duhul Sfânt îi spune să meargă să se împace cu bărbatul. Heloberhagot. Pentru că Domnul vrea să întregească familia și atunci va primi eliberarea psihică pe care diavolul o folosește și spune să-și ia viața. Shamaniotil, Negobetnaie Velt, strigați către Domnul, strigați către Domnul. Heloberahot, Felanadoștemeniat, Likabarahatoșmeniatil. Aleluia, Duhule Sfânt! Iisus, Iisus, Iisus! Iisus este aici! Iisus vindecă! Duhul Sfânt mijlocește! Shabariotel! Îmi arată Domnul o femeie cu ochelari! Domnul se atinge de ea! O femeie care poartă ochelari! Domnul se atinge de ochii tăi! Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Doamne, mijlocesc! Mijlocesc pentru toți cei care sunt bolnavi de cap, au dureri de urechi, au dureri de nas, au dureri de gât, maxilar și alte dureri la nivel de cap, alte boale pe care eu nici nu știu cum le cheamă. În numele lui Iisus poruncesc vindecare. Puneți mâna pe urechile tale care te dor, puneți mâna pe durerile de cap și peste mâna ta să pune mâna lui Iisus. Este tinere aici care nu pot să doarmă noaptea. Eloberaie, pune mâna pe cap, nu-ți e rușine, primește liberarea. Este un duh de frică care este tânără peste tine și te scoală noaptea din somn și n-asculți părinții. Shauotfil, mulțumesc, Doamne, mulțumesc că o eliberezi, țineți-o rămână pe cap, este seara ta. Aleluia, 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 aleluia. Iisus este prezent aici, Duhul Sfânt îl simt, El curge, curge. Mă rog, Doamne, pentru durerile de inimă, pentru boli de inimă, pentru boli care nu sunt vindecabile, pentru cei care au probleme cu inima, tensiune, puls, Doamne, sunt atâtea. Domnul mă arată o grămadă de persoane care au probleme cu inima. Pune mâna pe inimă acum, în numele lui Iisus, în numele lui Iisus, poruncesc vindecare, în numele lui Iisus Hristos, poruncesc vindecare. Aleluia, spuneți amin, 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 amin. Prin credință, inima ta să fie vindecată. Doamne, mă rog pentru cei care sufăr cu stomacul,
cu esofagul, cu glanda tiroidă, cu intestinele, Doamne, pentru ulcer. Halidopșpenaiet, acolo în spate este un bărbat care are ulcer. După mâncarea aia sur la stomac, în seara aceasta Iisus te vindecă. Dă slavă Domnului! Haleluia, haleluia, haleluia! Pentru stomac, pentru intestine, pentru fizică, mă rog, Doamne Iisuse, puneți mâna acum peste rinichii bolnavi. Doamne, pune-ți mâna ta și sfarmă pietrele, sfarmă pietrele, pune mâna pe rinichi repede, peste mâna ta să pune mâna lui Iisus, atinge-ți rinichii prin credință și poruncește vindecare în numele lui Iisus, pentru coloana vertebrală, mă rog, Doamne, pentru durerile de vertebre, de coloană, poruncim vindecare în numele lui Iisus, în numele lui Iisus. Pentru boli de picat, Doamne, sunt aici, sunt aici, ecomanadi, oșpera, caodel, oameni bolnavi cu ficat, oameni bolnavi cu ficat, feria și ficatul îți sunt bolnave, șainetel, pune mâna repede, peste mâna ta să pună mâna lui Iisus, vindecă Iisuse, poruncim vindecare în numele lui Iisus și spunem amin, amin. Poruncim vindecare în numele lui Iisus, pentru dureri de picioare, pentru dureri de mâini, poruncim vindecare în numele lui Iisus, pentru diabet, poruncim vindecare în numele lui Iisus, pentru enzimă de piele, poruncim vindecare în numele lui Iisus, pentru dureri de ochi, poruncim vindecare în numele lui Iisus, pentru atacuri demonice, poruncim eliberare. Pentru legături de vrăjitorie, rupe legăturile în numele lui Iisus, în numele lui Iisus. Domnul mi-arată mai multe persoane de aici care au fost la vrăjitor. Ești legat de diavolul, te-ai dus să apelezi la el. Haideți să proclamăm toată biserica. Domnul să rupă legăturile de vrăjitorie, amin, amin, amin peste șiria, amin peste cei prezenți. Domnul să rupă orice legătură. Alecomen adot fel manaiet. Recome daie. Este o mamă care se roagă pentru fica ei care acum este în spital. Șaot menoiet. Mecobet nadiotil. Ridică mâna sus. Care te rogi pentru fica ta care este în spital. O mamă, e vorba despre o mamă. Șaberochemania, mamă care ai fica în spital. Șaotifel, necobetnaie, vil, îndrăznește, nu-ți fie rușine. Domnul Iisus Hristos este prezent acolo în spital. Este prezent acum și ascultă rugăciunea. Ai curajul și ridică mâna sus. Iisus Hristos privește înspre mâna ta. Aleluia! 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 Glorie lui Iisus! Doamne, îndură-te de această fică. Amin? Îndură-te și adu vindecare. Aleluia! Este obriot veld. Megatone aliot felaiet. Shoutelt, primiți vindecare în numele lui Iisus Hristos. Îți mulțumesc, Iisuse, îți mulțumesc, Iisuse, îți mulțumesc, Iisuse. Aleluia! Din inima. Îți mulțumesc. Din inima. Îți mulțumesc. Și haideți să facem o juruință. Eu te iubesc, Iisuse. Din inima, din inima.
din inimă, din inimă, din inimă. Eu te iubesc, Iisuse drag. De ce îl iubim pe Iisus? Pentru că suntem toți o familie unită. O familie în Iisus Hristos. O familie care iubește. Ce minunat e să fii dintr-o familie, familia Domnului. Ce minunat e să fii dintr-o familie, familia Sfântă a Domnului. Suntem o familie unită. Suntem familie. Aleluia, Doamne, dă dragostea în Siria. Unește bisericile din Siria. Unește bisericile din Covăsânt. Unește bisericile din Curtici. Familie unită. Suntem o familie reală. Familia Domnului Iisus. Încă o dată. Ce minunat e să fii dintr-o familie. O familie unită, o familie reală, cei din Bruxelles, cei din Paris, cei din Italia, cei din Spania, cu diaspora, o familie a lui Iisus Hristos. De ce suntem o familie? De ce? Pentru că noi suntem biserică. S-a atins de multe persoane care ați simțit vindecare în trupurile voastre. Căutați repede care ați avut durere, dureri de spate, de rinic, nu știu, căutați repede și ridicați o mână sus spre slava Domnului. Care ați fost atinși de Domnul, văd acolo mâini ridicate, mai sunt mâini ridicate și acolo în spate, în spate, slavă lui Iisus, slavă lui Iisus, slavă lui Iisus. Sunt pacienta este voi, Doamne. Să vă mulțumim.